Bun găsit, doamna domnișoarelor și domnilor! Azi în Brașov ne întoarcem cumva la primăria municipiului nostru prea frumos și prea deosebit. Doamna Gabriela Vlad, director, și acum urmează un text extraordinar de interesant. Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice. Pam, pam! Să rămână, bun regăsit! Bună ziua! Bine v-am regăsit de asta dată în mediul online. Asta este, cu care suntem atât de bine obișnuiți. Mie îmi place foarte mult. Deci, cred, din opinia mea, este o eficientizare extraordinară a timpului, a spațiului, a resurselor. Deci, eu sunt chiar adeptă a acestor tipuri de întâlniri, chiar dacă sunt întâlniri de lucru, conferințe, videoconferințe, seminarii, forumuri. Deci, este un online mediu... Online este perfect, online. Poți să faci de oriunde. Eu vă zic sincer că am descoperit cu mare, mare plăcere Zoom-ul ăsta. Am făcut, vă spun, mi-asum ce spun, da? Am făcut emisiuni și de acasă, am făcut emisiuni și de la birou, am făcut emisiuni și din locuri mai puțin convenționale. Cât pui background-ul ăla în spate, nu știe nimeni unde ești. Și în afară de cămașă, oricum nu se vede nimic, ca să zic așa. Deci lucrurile sunt perfecte cu online-ul ăsta. Plus de asta se mai reduc și costurile, și cu studiourile, și cu curentul electric, și cu toate. Mi-ar plăcea ca aceste tipuri de servicii pe care acum le-am descoperit cu toții și să spunem așa că pe lângă partea, să spunem, negativă a acestei pandemii pe care am resimțit-o cu toții, teamă, risc, bătrâni, părinții noștri pe care încercăm să-i protejăm și pe cei din jur, a fost, să spun așa, un moment pentru digitalizare care a reglementat anumite lucruri care poate nu erau complet reglementate. Și toate instituțiile, acum chiar pot să spun că s-au apărut ordonanțe de urgență, cum ar fi ordonanța 38, care a reglementat și primirea documentelor în format electronic, semnat electronic, de către fiecare instituție publică în parte. Și pentru că ați amintit mai devreme și ați spus că ne putem de oriunde și de acasă, de ce nu, nu trebuie să ne fie teamă să spunem asta. De ce spun eu? Pentru că am observat și am studiat împreună cu mai multe companii, chiar și cu companii private cu care avem contracte. Noi, de fapt, eu folosesc acest sistem de comunicare și de ședințe și de ședințe de lucru de ani de zile. Acum, într-adevăr, s-au intensificat, însă sunt foarte binevenite și chiar a încurajat munca în regim de work for home sau telemuncă sau teleworking, cum putem să-i spunem, în diferite modalități. Da, este lucru adevărat. Care am citit foarte mult că a creat o productivitate foarte mare a celor care au lucrat de acasă și adevărat eu pot să spun și din propria mea experiență că lucrezi foarte mult, lucrezi aproape non-stop, nu prea mai faci delimitarea între muncă și casă. Bineînțeles, dacă ești o persoană responsabilă, că altfel nu putem discuta oriunde poți să fii responsabil sau neresponsabil, să spunem așa, dar duce puțin la un moment dat și la epuizare. Asta pot să vă spun și din studiile făcute de alte companii, de resursele umane ale unor companii private care chiar și acestea au lucrat nu numai acum în perioada pandemiei, au lucrat în acest regim și în alte, cu alte ocazii. Da, este adevărat. S-au făcut tot felul de studii pentru că perioada a permis acest lucru. Sunt companii care au ajuns la concluzia că oamenii sunt mai eficienți, așa cum spunea și dumneavoastră, de acasă, pentru că la serviciu sau în birou poți fi foarte ușor deturnat de la munca normală pe care o prestezi, mai intră un coleg, te mai cheamă șeful că așa are el chef și așa mai departe. Nu mai vorbim de pauza de masă, pauză de țigară, hai să mai ieșim la o țigară, ai băut cafea, hai să mai bem una și așa mai departe. Dar dincolo de toate, nu trebuie să cădem în această capcană, din punctul meu de vedere, că așa cum subliniați și dumneavoastră, casa trebuie să rămână refugiul nostru pentru odihnă. Pentru că altfel o să ajungem, da, mă trezesc la 9-10 dimineața, începe activitatea, poate unii se trezesc mai devreme, eu nu reușesc, dar îmi începe activitatea, stau în birou de acasă sau pe canapea, este ok, însă la un moment dat casa își pierde funcția ei de bază, din punctul meu de vedere, și anume locul unde te întorci de la serviciu, locul unde nu mai muncești ca la serviciu. Pentru că altfel, eu cu siguranță cred că o să fim afectați psihic de acest lucru.
Vă spun că este foarte adevărat. Eu la un moment dat mi-am dat seama după o lună în care ar trebui să reglementăm, să ne adaptăm și eram nu numai cu noi proceduri, cu noi reglementări, cu adaptări, cu găsit soluții astfel încât să poți să-ți continui toată treaba pe care o ai de făcut și în mediul online, căci complet online, dacă până acum, poate să spunem, digitalizarea a fost o măsură alternativă, un mijloc alternativ, pentru că nimeni nu te obligă să depui un document sau să obții un document exclusiv în mediul online, nu aveam o obligativitate în acest sens, acum a devenit o necesitate aproape ca singura, să zicem, măsură și modalitate de a obține sau a depune o documentație și atunci au trebuit schimbate foarte multe proceduri și reglementări. Într-adevăr, prima dată am crezut că poate numai mie mi se întâmplă să muncesc poate așa non-stop și fără să mai faci distinții între locul de muncă și acasă, dar discutând cu foarte multe persoane, cel puțin în domeniul IT, am observat că și-au spus același lucru. Deci nu suntem cazuri singulare, de fapt se întâmplă ceva cu noi în momentul în care lucrez de acasă. Deci aș vedea și regimul de telemuncă să fie un regim adoptat, un regim chiar în toate, și în administrație publică și în companii private. Bineînțeles că acolo își fac singure aceste, să zicem, măsuri și au singuri măsurile, dar este foarte bine, dar nu exagerat, sigur. Deci se poate... Trebuie să îmbinăm cumva. Se poate îmbina armonios, astfel încât atunci cel mai important este, de fapt, să nu neapărat cum lucrezi sau în ce mod lucrezi. Important este să-ți atingi obiectivele, să ai timpul necesar, așa cum ați spus dumneavoastră mai devreme, de foarte multe ori ești conturbat la birou, ai de scris ceva, deci nu vorbim acum numai de lucruri care poate se fac repetitive sau chestiuni de, nu știu, o muncă care nu-ți necesită o atenție foarte, foarte puternică. Deci, acum ales dacă suntem și în perioada de implementare a proiectelor europene, toate cele 11 proiecte au fost aprobate la finanțare, suntem într-un ritm rapid de implementare a acestora, de scriere de caiete de sarcini, atenție foarte mare la toate aceste... să zicem, elaborări de documente. Deci nu putem să ne permitem să ne oprim din lucru și apoi să sărim în altă parte, la o altă activitate, să revenim. Deci se întâmplă și atunci ar fi momentele acestea de liniște pe care le-ai putea avea ca să dea un randament și o productivitate maximă. Da, din cele 5 zile de muncă, după părerea mea, chiar mi sună foarte urât telemuncă, asta vă zic foarte sincer, e un termen de ăsta exact, inventat, da. De ai noștri. Dar, dincolo de toate, eu cred că atunci când te afli într-o situație în care trebuie să dai un alt randament și ai un deadline pe care trebuie să-l respecti, da, poți să-i spui șefului tău, uite, eu mâine, poimine și răspoimine lucrez de acasă, mă găsești ușor că s-au creat condițiile normale pentru așa ceva, dar lucrez de acasă pentru că nu vreau să mai intre XY la mine în birou să mă întrebe nu știu ce. Vreau să lucrez strict de acasă în așa fel încât deadline-ul ăla să fie unul real, adică să pot cumva să ajung să livrez ceea ce am de livrat. Ajungem și la primărie, bineînțeles, că am ocolit subiectul, ce să zic. Primăria municipiului Brașov și, în general, primăriile cred că ar trebui să aibă o activitate online foarte bună. Nu pentru orice chestie trebuie să te duci la primărie, nu pentru orice aviz, nu pentru orice solicitare. Înțelegem și vârsta, și am și un exemplu aici, înțelegem și vârsta și activitatea asta, dar oamenii activi până, să zicem, în vârstă de pensionare, 60-65 de ani, deja sunt la curent cu mediul online. Nu mai poate spune nimic. Că persoanele peste 65 de ani, oameni de 70-75 de ani, se confruntă și le este dificil să lucreze în mediul online, e de înțeles. Pe de altă parte, și nevoile lor sunt mult mai mici în ceea ce privește mediul online și atunci nu mai este cazul. Dar avem exemplul unei doamne, o pensionară, care a inundat efectiv mediul online pentru a le mulțumi polițiștilor locali de la Brașov că i-au găsit banii, cardurile, portofelul pe care îl pierduse. Un lucru important și ăsta, deși oamenii în vârstă activează în online, că vorbim de rețele foarte de socializare. Foarte bine ați punctat. Foarte bine ați punctat și mi-aduc aminte că noi ne-am mai întâlnit și în alte emisiuni și am spus că motivația contează. Uneori, poate, bariera vârstei nu este atât de importantă cât motivația. Vedeți? Cum ați spus și dumneavoastră, în momentul în care a avut ceva esențial de comunicat, a reușit.
Deci este foarte important. Noi am făcut de-a lungul acestei perioade. De fapt, noi ne informatizăm, digitalizăm și creăm servicii electronice în permanență. Dacă nu am fi avut o structură, să spunem, solidă a acestei infrastructuri, hardware, software, comunicații, platforme diferite, nu am fi putut să ne adaptăm într-un termen atât de scurt, pentru că să știți că acum, dacă ne uităm puțin în urmă, când nu a trecut pandemia, dar oarecum, la nivel psihic, să spunem, ne-am mai obișnuit, am învățat niște reguli de distanțare, astfel încât să trăim cu acest virus, la început știm cu toții că au existat mari temeri. Iar în momentul în care noi a trebuit să ne mobilizăm și când domnul primar a spus că va trebui să avem toate serviciile la același nivel și trebuie să le oferim, sarcina mea și jobul meu este acela de a, să zicem, crea aceste servicii complementare, să suplinim anumite activități care poate nu puteau să se desfășoare într-un mediu normal, având în vedere pandemia. Și atunci ne-am organizat foarte rapid, am creat toate ședințele online, inclusiv ședința de Consiliu Local, pe care știți că pe prima ediție în mediul online am avut-o în martie, exact în luna când a început pandemia, de când am avut instituită starea de urgență la nivel național, și apoi am continuat așa. Ședințele sunt mixte, sunt persoane care vin și în sala de consiliu, persoane care sunt acasă, dintre doamnele și domnii consilieri locali. Am creat absolut tot ce trebuie pentru a se desfășura în mod optim ședința, cu instruiri la început, pentru că nu toată lumea a fost familiarizată cu acest tip de videoconferință, să spunem așa, cu sistem de vot electronic, și am avut plăcerea de a comunica cu toate persoanele într-un mod extrem de cald și extrem de receptiv. Adică nimeni nu a fost, să spunem, împotrivă sau să avem probleme cu cineva. Bineînțeles că vorbim aici de Consiliul Local Brașov, persoane toate deosebite și care au răspuns solicitărilor noastre. Am creat proceduri, am creat toată partea astfel încât să funcționeze bine. Evident că nu putem spune că suntem poate cei mai buni sau că am făcut toate lucrurile cele mai bune, dar noi în permanență ne canalizăm pe a ne îmbunătăți. Am creat foarte multe servicii electronice în această perioadă, le-am avut în curs, pentru că, așa cum vă mai spuneam și altă dată, noi nu ne-am oprit niciodată, mereu observăm ce platforme poate sunt învechite sau trebuie schimbate, sau tipuri de servicii la care legislația ne permite să le primim și să le eliberăm în mod online complet, așa cum avem certificatul de urbanism sau libera trecere, avem 16 formulare online pe care le putem elibera fără nicio problemă. Restul se pot depune, dar eliberarea se întâmplă poate direct sau prin poșta clasică. Da, aici este o discuție, pentru că, sigur, un document important, un document valoros, să zicem, cum ar fi un certificat de urbanism. Sigur, oamenii au tendința asta de a-l vedea ei fizic, de a-l primi fizic prin poștă sau de a-l ridica fizic de la ghișeu, de acolo, de la CIC. Pe de altă parte, sunt persoane care solicită un certificat de urbanism pentru a-l transmite mai departe, efectiv. Adică exact. A da un simplu forward la un mail pe care îl primește. Un certificat de urbanism se poate verifica oricând. Dacă cineva are o îndoială, introduce doar numărul certificatului și vede că el există acolo. Sigur că da. De-a lungul timpului, deci în anul 2011, de când am realizat și am implementat portalul de servicii electronice Primăria Brașov la un click distanță, am făcut aceste analize și acolo unde un document emis de primărie trebuie cetățeanului, tot în relația cu primăria, nu mai are nevoie să-l depună la primărie, și este suficient să ne spună care este numărul, pentru că documentul se află la noi. De asemenea, noi am făcut demersuri, certificatul de urbanism are, deci îl poate folosi și în relația cu alte instituții. Poate acele instituții nu-l primeau dacă era semnat doar electronic. Și atunci, pentru că știm cu toții că este valabil doar în mediul online, deci ar fi trebuit depus să fie ori pe CD, ori printr-un e-mail, iar alte instituții este posibil să nu-l fi primit, pentru că am avut aceste semnale de-a lungul timpului. Acum, prin această ordonanță 38, există obligativitatea a oricărei instituții să primească solicitările și documentele online. Și atunci, chiar dacă legea semnăturii electronice era din 2001, acum au adus reglementări suplimentare, ceea ce ne ajută și ajută în primul rând cetățeanul. Noi am pornit pe principiul one-stop-shop, adică dacă cineva ne transmite un document și noi avem nevoie să luăm informații de la alte instituții, trebuie să ne ocupăm noi, nu cetățeanul, de a lua acele informații. Lucru pe care îl facem cu serviciile din subordinea Consiliului Local.
Vor trebui făcute probabil și alte tipuri de protocoale și de documente și cu alte instituții, astfel încât să putem duce la bun sfârșit toată această politică de one-stop-shop, adică într-un singur loc îți depui și de acolo și eliberezi, chiar dacă în spate aparatul birocratic, pentru că de fapt așa se și numește el, se ocupă cu obținerea de alte documente necesare pentru eliberarea documentului. Da, deci, cu siguranță toate documentele astea, într-un fel sau altul, și pandemia asta ne-a învățat, dar știam noi și dinainte, acum exact. Să fim sinceri, n-ați început dumneavoastră să vă ocupați de chestiunile astea de online din cauza pandemiei. V-ați apucat cu mult timp în urmă și ne-am discutat de foarte multe ori, de la chestiuni banale, cum să raportezi o gaură în asfalt, cum să raportezi un bec care nu se mai aprinde pe strada ta, lucruri pentru care nu trebuie să faci un drum la primărie, nu trebuie să suni pe nimeni. Intri pur și simplu pe site-ul primăriei, acolo unde poți să reclami anumite lucruri și mie așa mi se pare normal și chiar dacă uneori s-a luat chestiunea asta în derizoriu, așa, hai domnule, să fim serioși, să știți că este mai serios din partea mea ca și cetățean să scriu pe site-ul primăriei decât să scriu pe Facebook. Pentru că asta cu Facebook-ul, de fapt, bun, rămâne interesantă până la un anumit punct. Dar eu, ca cetățean, degeaba fac poză cu telefonul mobil și îl scriu pe la pe Facebook, ai parcat ca un bou. Nu așa se face. Înțeleg că e frustrare mult acumulată și așa mai departe. Dar dacă tot faci ceva, sună la 112, sună la poliția locală. Postează pe site-ul primăriei să se sesizeze poliția locală că un individ își lasă mașina abuziv, nu știu, pe o trecere de pietoni, undeva într-un cartier. Poate trecerea de pietoni nu este cea mai importantă din oraș și nu se poate întâmpla mai nimic acolo. Dar nici nu poți să parchezi totuși mașina pe o trecere de pietoni. Iar asta nu se face pe Facebook. Legea nu are legătură cu Facebook. Da, aveți foarte mare dreptate. Am observat, chiar eu personal pot spune aici în nume personal, că... Cred că toată lumea a observat. Da, deci aș vrea să zic eu așa din punctul meu de vedere, că am observat că sunt foarte multe, să zicem așa cum ați zis, reclamații sau, eu știu, opinii în spațiu public pe diverse rețele de socializare, însă la noi, în mod oficial, poate nu ajung. Vă garantez și... O spun cu mâna pe inimă că noi absolut toate solicitările pe care le primim, le tratăm. Bineînțeles că poate unele dintre ele nu pot să primească răspuns în aceeași zi. Sunt sute de solicitări, mii de solicitări, mai ales în perioada aceasta, vă spun, când am avut foarte multe activități suplimentare referitor la Comitetul de Urgență, deci la CLSU, deci tot ce a fost, ne-am canalizat cu toții pentru a răspunde cetățenilor, inclusiv la solicitări de cumpărături, când am avut legătura cu voluntarii, astfel încât să îi poată aproviziona. Poate dacă ne uităm în urmă, nu mai vedem atât importanța acestui act, dar vă spun, la momentul respectiv ne capacita și ne ocupa 70% din timp doar pentru a crea acest, să zicem, mecanism astfel încât să răspundem tuturor cetățenilor. Eu, din punct de vedere IT, să vă spun așa, am făcut modificări în tot call center-ul primăriei în dispecerat pentru partea de urgențe de COVID, pentru cumpărături, pentru ținerea legăturii cu Direcția de Asistență Socială, pentru toate anchetele sociale care s-au făcut pentru toți cetățenii. Deci am creat foarte multe fluxuri noi de activități, pe lângă cele uzuale existente. Fiecare solicitare deci este tratată. Dacă este trimisă pe canalele primăriei și anume prin e-mail la contact@brasovcity.ro, unde colegii noștri din dispecerat redirecționează toate e-mailurile către serviciile de specialitate, prin web avem exact prin portalul primăriei unde este partea de incidente, de raportare incidente, prin aplicația My Brașov City, la fel, raportare de incidente. Deci avem foarte multe, să zicem, căi de comunicare prin care așteptăm toate solicitările cetățenilor. Toate acestea sunt preluate și analizate astfel încât cele care sunt de maximă urgență sunt tratate cu maximă urgență și apoi mai departe, în funcție de gravitate, primesc un timp de rezolvare. Însă toate se rezolvă. Chiar și la spital există un triaj, o prioritizare. Exact, le prioritizăm. Mai mult decât atât, noi am făcut o campanie foarte puternică privind crearea de conturi
am invitat cetățenii să-și creeze cont, am aprobat foarte rapid, s-a lucrat în primărie și colegii noștri de la IT, colegii din Centrul de Informații pentru Cetățeni, dar în special noi, și sâmbătă și duminica aprobam conturi pentru cetățenilor, pentru că ne-am gândit cum ar fi să fim și noi în situația acestora, să vrei să-ți plătești taxele, impozitele, să vrei să depui și să nu fie cineva care să te aprobe imediat. Deci vă spun că s-a lucrat într-un regim aproape non-stop. De asemenea, apropo de taxe și impozite, să știți că și eu mi le-am plătit tot online, le-am găsit foarte clar acolo subliniate, le-am plătit, da. Am primit și confirmarea de plată, da, dovada plății, exact. Am mai creat în această perioadă, de fapt a ajuns la momentul în care s-a finalizat dezvoltarea și am introdus-o în fluxul de lucru. Au fost toate plățile fără autentificare, adică acolo unde nu ai nevoie de un cont. Și aici am creat posibilitatea de a se plăti toate amenziile și taxele pentru urbanism și taxă de timbru. Încetul cu încetul aducem posibilitatea tuturor taxelor să poată să fie plătite și fără autentificare, pentru că sunt probabil persoane care nu neapărat dețin o proprietate sau nu au nevoie de mai multe servicii și doresc doar să plătească o taxă sau o amendă. Țin să vă spun că avem ca amenzi și ca taxe, chiar sunt mai multe decât cele disponibile la nivel național pe ghișeul.ro, pe platforma de e-guvernare. Deci noi am adus totul să fie într-un singur punct, să le aducem aici la Brașov, pentru că de fapt noi lucrăm pentru brașovenii noștri, bineînțeles, și pentru celelalte persoane, ne referim la turism și la informații despre turism. Dar în general ne-am canalizat să aducem toate serviciile de calitate pentru brașoveni. Mai avem în implementare, au fost câteva modificări, să spunem, legislative, când s-au schimbat atribuțiile pe la anumite ministere și a fost o puțină întârziere în obținerea avizului Comisiei Tehnico-Economice de către Autoritatea pentru Digitalizarea României. Am obținut acest aviz pozitiv, fără nici măcar o remarcă și continuăm implementarea proiectului E-Funcționar Plus, despre care noi am mai discutat. Acest proiect aduce platforme noi, aduce servicii electronice complet digitalizate noi, pentru că platformele existente, să spunem, au ajuns la un ciclu de viață în care trebuie schimbate. Și atunci vom aduce îmbunătățiri atât la partea de front office, adică la interacțiunea cu cetățeanul prin servicii noi electronice și vom schimba și modul de gândire și vom aduce niște, așa cum am creat deja pentru permisul de liberă trecere și cum va fi imediat certificatul de urbanism, se va aduce ca nou un demers, să spunem așa, de depunerea unui act în care se va salva, deci va aduce multe beneficii, se vor salva datele cetățeanului în platformă, astfel încât nu va mai trebui de fiecare dată, chiar dacă nu are cont, aici mă refer la cei care nu au cont, să le introducă de fiecare dată, vor avea un spațiu virtual din care își pot păstra documente pe care ulterior să le poată adăuga cu ușurință, o comunicare foarte facilă, atât cererea cât și rezultatele, să spunem, actul pe care îl primește, îl va avea disponibil pe mail și în portal, deci foarte multe îmbunătățiri tehnologice. Va fi și un terminal interactiv din acela de tip self-service, care de fapt va primi și va elibera tot documente în format fizic. Deci vom discuta că îmbunătățire va fi îmbunătățirea serviciilor electronice în mediul, să zicem, electronic, doar complet virtual, aducerea, pe lângă modalitatea clasică de a transmite documentele la Centrul de Informații pentru Cetățeni și prin acest terminal, dacă se va dovedi că acest terminal va fi un succes, vom implementa și alte terminale în Brașov, care să fie în alte zone decât primăria, astfel încât să avem niște mini-centre de colectare și de eliberare de documente. În această perioadă v-am spus că am foarte multe conturi am aprobat, deci peste 3700 de plăți s-au făcut cu autentificare, deci numai în perioada aceasta peste 1700 fără autentificare și s-au adus cam în jur de 8 milioane de lei ca venituri. Deci oamenii au înțeles, funcționează acum, pentru că la 30 iunie este termenul de plată, care știm că a fost extins, probabil că vom aștepta și alte plăți, taxe și impozite care mai sunt de plătit pentru bonificația. Deci am aprobat cam în jur de vreo 6500 de conturi în această perioadă.
Da, asta înseamnă că oamenii își deschid din ce în ce mai mult mintea și își dau seama că de fapt este extrem de comod de acasă sau de la serviciu foarte să comod, faci, da. Să faci lucrurile de care v-am spus, avem ai nevoie în uneori, relația cu primăria. Avem uneori barierele acestea legislative pe care noi încercăm să le discutăm în permanență cu legiuitori, să spunem așa, cu diferite autorități centrale care emit aceste documente și la legea 50. Autorizația de construire. Mai avem și acolo încă bariere, că nu putem să o emitem în mod online toată autorizația de construire, dar încercăm cât mai mult din toate aceste documente să le primim sau să le emitem în mod online. Ați văzut chiar și în perioada pandemiei, că am avut foarte, foarte multe activități privind gestionarea riscului de infectare a populației, deci noi am avut foarte multe activități și am fost în multe comisii în acest gen. Ne-am ocupat în continuare și de bugetarea participativă, care a fost ca o primă ediție la Brașov. Am respectat absolut toate, să spunem, tot regulamentul și normele și este un proiect care a mai fost făcut și în alte municipalități din țară. L-am desfășurat în complet în mediul online, dar nu s-a întâmplat doar în online, pentru că oricine ne-a solicitat sprijinul, inclusiv prin telefon, prin e-mail, chiar direct la primărie, au avut posibilitatea să depună proiecte. Am extins termenul, având în vedere că am observat că din cauza pandemiei și a tuturor problemelor pe care societatea le-a întâmpinat, că deci să fim foarte sinceri, oamenii chiar au avut probleme, nu toată lumea a internalizat la fel. Unii poate au spus că nu le este frică, altora le-a fost frică, s-au gândit la altceva și au făcut cumpărăturile online și au încercat să-și aibă grijă de bătrânilor. Și atunci nu s-au gândit toți la aceste proiecte și am extins cu încă 5 săptămâni procesul de vot și iată că am dus la bun sfârșit și vom implementa proiectele pe care cetățenii le-au dorit. Noi nu mai le-am avem reușit. Un singur, nu le-am... scuze, mai avem da, un singur minut și n-aș vrea să... Aoleu, îmi pare rău. Da, nu, voiam doar atât să spun că noi nu ne-am rezumat doar la acest tip de proiect cu bugetarea participativă, adică cu implicarea cetățenilor, ci noi în permanență, prin toate proiectele, că sunt studii de fezabilitate, că sunt anchete sociologice, că sunt tot felul de chestionare, dezbateri, noi am colectat ideile cetățenilor și le-am pus în practică. Și am terminat aici, pentru că mă gândesc că mai aveți și altceva să vă întrebați și să nu... Nu, acum clar nu mai avem timp și cred că o să lăsăm pe emisiune viitoare o discuție un pic mai amplă pentru un proiect în care știu că v-ați implica foarte mult. Este vorba despre managementul transportului public la nivelul municipiului Brașov. Mai am timp doar să spun că avem o finanțare de aproximativ 15 milioane de lei, aproape 16 de fapt. Da, da, da. Din care 15 milioane și jumătate o să primi finanțare de la Uniunea Europeană, iar Primăria Brașov trebuie să contribuie și ea cu 2% din această sumă. Mai este încă important. Un proiect pe care, dacă ne întâlnim și l-am putea discuta și pe acela, este vorba de sistemul centralizat de management și control al traficului, un proiect de 32 de milioane, la fel cu o cofinanțare de 2%. Aceste proiecte se încadrează perfect în strategia noastră de Smart City, adică aduc îmbunătățiri asupra unei infrastructuri existente, astfel încât să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. Da, eu aici vă zic sincer că îmi doresc foarte mult un lucru și iarăși o să fac referire la ce apare prin rețelele de socializare, că se pare că unii chiar au senzația că pot câștiga alegeri pe rețelele de socializare. Dar ideea este că discutăm foarte mult despre civilizație, discutăm despre ecologie, despre felul în care ar trebui să ne mișcăm și autobuze și troleibuze și parcări și așa mai departe, dar nu lăsăm mașina. Adică eu cred că aici trebuie, într-adevăr, lucrurile astea pe care le face primăria municipiului, bun, sunt în linia ce trebuie să facă de fapt o primărie. Nu, dar să știți că ne gândim în permanență la oameni. Adică am zis cum am putea să facem și ne punem și noi în postura aceasta. Cum facem să ne lăsăm mașina acasă? Deci avem nevoie de o infrastructură bună, să fie mijloace de transport noi, confortabile, să nu fie poate o aglomerare, să aibă toate uneltele de plată și la îndemână, deci să fie stațiile cât mai aproape de locuințe. Dar pentru că mi-ați spus mai devreme că foarte multă lume vorbește în spațiu public, sâmbătă am avut o videoconferință, am intrat într-un sistem de videoconferință, într-un forum la Chișinău. Deci cât de aproape este Chișinău acum online, nu? Și în care am împărtășit puțin din experiențele noastre către Primăria Chișinău și către toți cei care au fost invitați acolo. A fost un forum pe urbanism și dezvoltare durabilă.
Și într-adevăr, viceprimarul primăriei Chișinău a spus că a fost într-un alt domeniu înainte de a fi viceprimar și și-a dat seama că atunci când a intrat în interior, lucrurile au stat cu totul și totul altfel. Cu siguranță. Asta a fost un lucru care, într-adevăr, cu toții îl remarcăm. Mulțumim frumos, doamna Gabriela Vlad, director Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice din Primăria Brașov. Mult succes cu mediul ăsta online pe care trebuie să-l controlăm până la urmă și nu el pe noi. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Anghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTV.